Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în Republica Moldova, dar și ce se întâmplă în România în urma votului din Parlament a strategiei naționale de apărare a țării. Vom discuta astăzi împreună cu jurnalistul și prietenul meu, Daniel Bodgros. Bună seara, bună ziua, bun găsit în primul rând. Bun găsit, Mario, ție și, desigur, telespectatorilor și ascultătorilor Radio Reșița. Am legat Ucraina de Republica Moldova și de România nu întâmplător, pentru că cele trei spații geografice se află de fapt într-un singur spațiu de fractură, așa cum rostesc geografii, într-un spațiu de interferență între două puteri continentale, puterea germană și puterea rusă, care teoretic, așa cum spun teoreticienii, nu ar trebui să se întâlnească niciodată. Și vorbim despre un concept nou, despre războiul hibrid, un război pe care Rusia l-a aplicat cu succes, se pare, în Ucraina în ultimele luni, a anexat și Crimea. Un război pentru care însă NATO nu este pregătit. Iată, miniștrii apărării prezenți la Bruxelles au discutat o zi întreagă despre ce înseamnă războiul hibrid și cum ar trebui NATO să riposteze la acest război hibrid. Recent, Dan Dungaciu, președintele Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale ale Academiei Române și al Fundației Universitare a Mării Negre, explică ce este războiul hibrid, cazul Ucrainei fiind unul de manual. NATO este o mașinărie enormă, spune el, indestructibilă în războaiele militare clasice, dar actualele provocări sunt de altă natură, spune Dan Dungaciu într-un interviu realizat de Camelia Badea pentru ziare.com și publicat chiar pe pagina oficială a Fundației Universitare a Mării Negre, instituție aflată sub egida Academiei Române. Așadar, războiul hibrid se simte sau simți că facem parte din acest nou mare joc pe noua tablă de șah a lumii? Eu cred că da, fără, sigur, a exagera în mod, eu știu, inopinat, nepotrivit importanța țării noastre, pentru că, sigur, s-a tot vorbit în aceste zile și de faptul că România este sau nu un pion aici, facem parte sau nu din acest conflict. Sigur, România, asumându-și această apartenență la NATO, a fost o voință politică populară, știi foarte bine și toată lumea știe foarte bine că ne-am pregătit foarte mult pentru asta, ne-am făcut temele, să zic așa. Clar. Am avut acea perioadă cu Serbia în care am demonstrat că vrem să aparținem acestei structuri euroatlantice, NATO. Chiar cu riscul de a strica o relație tradițională, istorică, cu vecinul. A fost un risc și chiar cred că am stricat-o pentru niște ani buni. A fost un risc asumat, mă rog, a fost un risc calculat. Până la urmă, iată, facem parte din acest club. Sigur, situarea noastră geografică ne face ca poate de multe alte ori în istorie, nu? Am fost în perioada interbelică, am constituit așa numitul cordon sanitar, de fapt în primul război mondial. Poate că și acum vom fi un fel de cordon sanitar, dar sigur la acest lucru vom mai reveni. Tu vorbeai de, citându-l pe Dan Dungaciu, de acest război hibrid. Eu cred că el face parte din categoria tipului inedit de război, așa cum este și terorismul, așa cum este și războiul cu terorismul. Și atunci și acolo structura NATO este prea mare, mult prea mare, mult prea, mult prea clasică. Mult prea clasică să facă față unui astfel de război neconvențional. Ți-amintești la locurile, în teatrele de, să zicem, acolo unde se întâmplă atentate teroriste, apar de regulă militari. Sunt, sigur, nu neapărat militari NATO, apar militari, în primul rând, ai țărilor respective, acolo unde se întâmplă lucrurile. Se împânzesc bulevardele, străzile de militari. Mie mi se pare așa, cumva nepotrivit, un lupta un elefant cu un purice. Pentru că aceste structuri, aceste entități care produc atentate teroriste sunt mult prea versatile și sunt mult prea fluide ca să poți să te lupți cu ei într-un război clasic. Sigur că acele trupe apar mai mult pentru intimidare și pentru a încerca să asigure o protecție.
Dar este mai mult de imagine, pentru că ai văzut atentatele atunci când reușesc, sunt puse la punct de oameni relativ puțini sau sunt duse, poate nu puse la punct, puse la punct sunt cu siguranță de mai mulți oameni, de mai multe persoane, dar finalitatea lor este asigurată de puține persoane, pentru că așa este structura. O celulă teroristă mică, greu de identificat, care iese la suprafață atunci când trebuie, de regulă sau, sigur, nu știu dacă e chiar o regulă, dar de obicei sunt cetățenii ai țării respective pe care să zicem că nu-i bănuiești de așa ceva. Dar războiul hibrid de care spui, sigur, îmbracă multe forme. Este acest de la acțiunea militară, da? Acei omuleți verzi fără însemne de armă, exact, pe care îi regăsim asta în... Să spun. Ei sunt atribuiți Rusiei. Rusia, bineînțeles că nu recunoaște, sigur, și nu o să recunoască niciodată. Absolut. Dar, într-adevăr, sunt trupe neidentificate, sunt chiar blindate, ai văzut, sunt arme neidentificate, oameni fără însemne militare clare. Deci este clar că dar avem în paralel cu această agresiune armată, există o agresiune mediatică, există o agresiune economică, o agresiune financiară, o agresiune la nivelul psihicului, pentru că întreabă Camelia Badea pe Dan Dungaciu în acest interviu, pe care vi-l recomand tuturor să-l citiți de pe pagina oficială a Fundației Universitare a Mării Negre. Presa joacă un rol în acest război? Da, presa joacă un rol în orice tip de război, dar într-un război hibrid nedeclarat, rolul ei este și mai semnificativ. În sociologie există la un moment dat o teorie despre efectele mass media în termeni de injecție. Cum se constată o problemă, o boală, se injectează o campanie media și opiniile cetățenilor sunt modificate radical, spune Dan Dungaciu. Și un alt teoretician al mass media, cunoscutul om de televiziune Donna Tudor, scria că agresarea mediatică prin presă, radio și televiziune este concepută astfel încât să se declanșeze concomitent din interior și din exterior și să lase impresia că procesele dezorganizate se produc natural și de la sine și nu sunt induse de centre de decizie agresoare. Ți se pare cunoscut? Poate fi pusă România pe harta unui astfel de tip de război? Eu zic că dincolo da, de Ucraina. Și zic că, așa cum spui, dincolo de a fi paranoici, pentru că, sigur, în fiecare există și o asemenea doză de... cu toții probabil că suferim de oarecare scenarită și asta pentru că gândim în stereotipuri care ni se bagă în cap exact de ceea ce spui tu, exact de aceste campanii. Este greu să diferențiem, într-adevăr, o campanie din... Poate că în mediul nostru, să zicem, profesionism, ne mai dăm seama, dar omului simplu este greu să disocieze o campanie dirijată, foarte abil dirijată, de o serie de materiale, să zicem, care se publică oricum în mod normal în presă. Ai văzut că deja de multă vreme, și cred că toată lumea a văzut, există campanii foarte puternice de denigrare reciprocă a, să zicem, în Rusia, care îi demonizează pe americani și, în general, sigur, statele occidentale. În România au apărut și apar tot mai multe reportaje care devoalează, nu știu, corupția din Rusia, nivelul de trai, criminalitatea, crimele la comandă. Fac din Rusia un loc așa desperiat, neprietenos. Cred că toată lumea își, sau majoritatea dintre noi, cred că ne punem acum problema dacă, să zicem, că ar fi oportună sau nu o călătorie în Rusia. La fel se întâmplă cu Grecia, iată. La fel se întâmplă cu... se întâmplă cu Grecia. A circulat, de exemplu, o informație că ar fi bine să avem bani cash, ar fi bine să avem plinul la mașină dacă vrem să mergem în vacanță în Grecia, pentru că băncile se închid, nu se știe, se închid băncile, nu funcționează bancomatele, s-ar putea motorină să nu fie la pompe. Este și asta o formă de a te speria cumva și de a te face reține, să nu te mai duci, de a te reține, sigur, să te duci acolo. Ori grecii au nevoie ca de aer de turism, de aceste injecții așa anuale pe perioada estivală cu turiști care își cheltuie banii acolo, pentru că mai ales acum știm foarte bine, mai ales în acest context în care economia Greciei suferă foarte puternic și iată
deja există și o teamă vis-a-vis de, dacă ne gândim că și noi într-o bună zi vom va trebui să aderăm la zona euro, ne gândim de două ori dacă ar fi bine să o facem sau da. Nu. Poate că nu vom repeta scenariul Greciei, dar nu se știe. Să nu uităm că Grecia totuși a avut un nivel de trai mult mai ridicat decât am avut noi vreodată. Și un nivel de salarizare. Un nivel de salarizare mult mai bun, sigur. Iată așadar, se ciocnesc acum acele, văd la televiziune noastre reportaje despre Rusia, spuneam eu, monstruoasă. Da. Rușii de foarte multă vreme fac mișto, să zic așa, de România, cum că suntem de mâna a doua în Uniunea Europeană, cum că niciodată nu vom putea să trecem la euro pentru că ne-am prăbușit, cum că avem minore avantaje, cum că suntem slugii americanilor, tot felul de lucruri de genul ăsta, dar se referă sigur și la economia românească. Și știu foarte bine ce se întâmplă în economia românească, știu pentru bine, că, știu bine, pentru iată, oțelul este la ei, sigur, aluminiu este sigur la ei, distribuția de gaz este la ei. Au făcut reportaje și despre absorpția de fonduri europene, au încercat să demonstreze că televiziunile rusești și, în general, reprezentanții lor mass media, prin care se demonstreze că nu putem accesa și că, de fapt, nu ne ajutăm foarte tare cu aceste fonduri europene. Ba mai mult, au fost voci de la ei care clamau că ar fi fost bine să ne apropiem de spațiul rusesc, că ne-ar fi fost mai bine din punct de vedere economic, că noi ce căutăm acolo, că noi, de facto, am aparține spațiului balcanic și estic mai degrabă decât spațiului occidental. Toate astea, tot acest defetism cultivat zi de zi, zi de zi, pot să creeze o stare de spirit și eu mă uit la, mai ales la comentariile de pe rețele de socializare vis-a-vis de această situație, de această situație în care noi suntem cumva la mijloc între mai multe mari forțe. De această defalie, practic. Da, și mă uit la aceste comentarii care vorbesc în termeni, multe dintre ele vorbesc în termeni elogioși despre Rusia și spun, domnule, nu, au dreptate, americanii sunt diabolici, americanii sunt jandarmul mondial, să terminăm odată cu ei, iată că... Deci, vezi, cred deci că funcționează din clar, plin aceste elemente, sigur, de război mediatic. O agresare hibrid mediatică, ce înseamnă, potrivit manualului, da, ca să vorbim după manual ca la școală, astfel de acțiuni duc la ruperea capacității de protecție națională și pot cuprinde injectarea îndoielii cu privire la valorile culturii naționale, negarea valorilor culturale autohtone, proliferarea kiciului, impunerea unui complex național de inferioritate, crearea unei confuzii naționale în ierarhia valorică, denigrarea personalităților și valorilor culturale naționale, promovarea neîncrederii generale și a lipsei de respect față de instituțiile naționale fundamentale, spolierea patrimoniului național, crearea unui sentiment de culpabilitate națională, inducerea unui sentiment de inutilitate. Vi se par cunoscute toate aceste elemente? Sigur, Daniel, este exact despre ce vorbeam. Din păcate, noi ne mai măcinăm și din interior singuri, pentru că și noi ne batem joc uneori de valorile naționale. Bine, cred că aici e vorba de un necesar echilibru. N-aș vrea să cădem nici în extrema aceea în care să exacerbăm tot ce înseamnă românesc, românism. Adică nu un naționalism din ăsta chici cumva, deșanțat, de prost gust. Noi suntem vrând nevrând într-un club, eu zic select, acum, în această lume, că o fi de mâna a doua în Uniunea Europeană, că nu o fi, o altă discuție. De fapt, aparținem unui club select, dar trebuie să respectăm și celelalte valori și celelalte culturi, dar să ne fie respectate și ale noastre. S-a și discutat despre Uniunea Europeană, nu? Că va fi o comuniune cumva de valori, de valori culturale, naționale, adică în sensul în care nu uniformizăm foarte tare, nu globalizăm foarte tare lucrurile. Nu știu dacă au să rămână... Sigur, unitate în diversitate, unitate în diversitate a fost sloganul an de zile a Uniunii Europene. Sigur, nu știu dacă până la urmă o să rămână chiar așa, pentru că, iată, această globalizare bazată foarte tare pe branduri, pe informatică, pe, nu știu, pe actul artistic, mă refer la filme, la... Este foarte greu să-i reziști. Acum, sigur, cea mai puternică, să zic așa, influență în acest punct de vedere este cea americană, care
vrând nevrând s-au globalizat lucrurile foarte tare în jurul acestor valori pe care le promovează americanii. Dar și în Europa putem vorbi de lucruri asemănătoare pe care le împărtășim. Bine, sigur, împărtășim valori comune, este clar, dar hai să împărtășim și valori naționale, să învățăm unii de la alții. Da, sigur, e ideal, mai ales în contextul ideal vorbind. E frumos spus, dar mai ales în contextul acesta, revenind la războiul hibrid de care vorbești, lucrurile se complică, din păcate. Iată, ne arătăm puțin mușchii organizând aceste exerciții multinaționale pe teritoriul nostru. Sigur că, din câte știu, au fost mai multe reacții de la Moscova, dar nu a fost încă ceva foarte consistent și foarte pregnant, o reacție foarte, foarte oficială vis-a-vis de aceste mișcări de trupe pe teritoriul nostru. Și rușii fac exerciții militare la frontiera NATO și a Uniunii Europene. Au deplasat mii de militari acolo, așa că lucrurile sunt echilibrate din punctul ăsta de vedere cumva. Rușii, sigur, își continuă retorica aceasta că NATO, de fapt, n-a mai manifestat o asemenea agresiune, consideră ei, sau un asemenea comportament agresiv de la războiul rece încoace. Rusia are o foame teribilă de spațiu vital, o foame aproape genetică a acestui spațiu vital spre est și să nu uităm că și Napoleon și Hitler au invadat Rusia prin această câmpie rusă care reprezentată de Ucraina, nu? Și de la frontiera Ucrainei și până la Moscova mai sunt 200-300 de kilometri, adică o azvârlitură de băț. Exact. Reacția Rusiei pare într-un fel justificată. Păi nu mă surprinde puțin că de-a lungul acestor ani Rusia totuși a permis, sigur, n-a prea avut de ales, probabil că nici n-a vrut să escaladeze sau poate conducătorii Rusiei de atunci n-au vrut să lase să fie escaladat un conflict din ăsta regional sau chiar mondial. Mă surprinde puțin, spun că au permis desprinderea acelor state, până la urmă și statele baltice, deși statele baltice istoric și social absolut și cultural nu aveau nicio legătură cu Rusia, nu aparțineau, sigur, de acel spațiu, dar vezi, probabil că este vorba și de conducere și de conducerea de la un moment dat, este vorba poate și de un moment politic mondial. Sigur, au fost și atunci tot felul de acțiuni, dar uite, n-au fost acțiuni militare foarte, mă rog, sigur, în afară de Georgia dar n-au fost acțiuni militare de mare anvergură. Totuși aceste state au reușit să se desprindă. Cu Ucraina însă e altceva. La fel cum ar fi, să zicem, și cu Belarus. Sigur. Belarus are un regim, acum înțeleg eu, destul de obedient așa față de rușii. Nu cred că va fi cazul în următorii ani să se întâmple și în Belarus așa ceva. Dar iată, Ucraina e un exemplu că în momentul în care vrea să rupă o țară mare din acest spațiu vital de care spui tu că are nevoie Rusia, iată, lucrurile se complică. Până la urmă există și varianta negocierilor ca acest spațiu ucrainean să fie împărțit în două, darul otrăvit pe care Rusia îl face NATO și care spune că o parte a Lvovului, da, tradițional catolică, să se întoarcă la Polonia, acolo unde este locul, și partea cealaltă ortodoxă, creștin-ortodoxă, să rămână lipită Rusiei. Ar fi o variantă de negociere? Se vorbește despre această negociere undeva în subteranele Minskului, da? Poate că ar fi o variantă care să evite, să zicem, un conflict, dar un conflict deschis, numai că ar crea un precedent. Cred că mai multe zone din această parte poate că ar dori așa ceva. Și nu știu dacă se va ajunge până la urmă să se... O redesenare a frontierelor care deschide, spuneam, niște precedente. Adică s-ar putea să avem de a face cu mai multe cereri de redesenare a frontierelor și mi se pare că acum, mă rog, nu știu... Nu avem nevoie de așa ceva. De potrivit momentul într-o așa ceva. Până la urmă, vezi, retorica Rusiei spune ceva de genul că noi nu am protestat când NATO a înglobat state, noi n-am protestat neapărat când Uniunea Europeană a înglobat state, ce ar fi fost să facem și noi un bloc militar cu China. Asta, sigur, mi se pare agitarea un pic a unei pisici, pentru că nu știu dacă
China în acest moment, își dorește. Cunosc mai puțin diplomația Chinei în momentul ăsta, chiar nu m-am preocupat așa de tare. Nu știu, își dorește, nu își dorește un asemenea bloc militar, s-ar găsi forțe puternice, să zic așa, dacă nu cumva sună redundant, armate, blocuri militare destul de puternice în această parte de lume, care să se opună cumva NATO. Dar pe mine ceea ce mă surprinde este că Rusia insistă foarte tare pe că s-a redeschis acest război rece și mă surprinde un pic, pentru că în urmă cu câțiva ani ei chiar voiau cumva să aibă niște acțiuni comune cu NATO. Nu neapărat să facă parte din NATO, dar măcar să aibă niște... Parteneriatul NATO-Rusia, parteneriate, care a fost funcțional la un moment dat și a fost suspendat după anexarea Crimeei. Sigur, deci au fost la un moment dat, nu știu, vezi, Rusia, adevărul este că probabil că niciodată nu o să scape de acest, nu știu, caracter așa de mare imperiu și de, pentru că până la urmă Rusia putea acum să facă parte din sfera statelor occidentale, poate e prea mult spus, dar putea să facă probabil parte și chiar din Uniunea Europeană, nu știu, nu mă pricep așa de tare la geostrategie, ei nu sunt în zona tradițională a Europei, e o țară foarte mare, dar ar fi putut măcar să împărtășească aceste valori democratice spre care ne îndreptăm cu toții, pentru că și politicienii ruși vorbesc despre democrație. De democrație originală, e adevărat, în Rusia. Da, sigur, nu spunem că Rusia e comunism. Nu, Rusia în niciun caz. Nu este, Rusia nu poate asimila tipul de democrație pe care îl furnizează Occidentul. Din motive istorice, din motive geografice, din motive geopolitice, dacă vrei. Așa cum nici țările arabe nu pot asimila tipul de democrație, să zicem, exportat de, nu știu, de americani sau de... Absolut. Este foarte greu să altoiești pe o realitate economică, socială, culturală, istorică, niște valori pe care noi le considerăm. Vezi, la noi a fost mai ușor, pentru că noi am fost totuși, în afară de cei 50 de ani de comunism, mulți ani, adevărat, dar poate puțin... Jumătate de secol, dar poate nu așa de mult la scara istoriei. Noi totuși am fost un stat democratic, totuși. Am fost monarhie, adică noi mai avem tradiție, cât de cât. Noi putem să renodăm cumva tradiția democratică, atât cât a trebuie fost. Trebuie să mai avem cu cine. Trebuie să mai avem cu cine. Dar acest tip de state, și ai dreptate când spui de Rusia, chiar dacă nu, să nu facă parte neapărat din această structură, dar cât de cât să împărtășească aceste valori, pentru că ei mimează capitalismul și economia de piață și democrația. Dacă te duci în Moscova, este cel mai scump oraș din... Da. Mult mai scump decât alte orașe occidentale. Și o să cumva... Cine merge acolo e cumva surprins de caracterul, de aparență occidentală a Moscovei. Dacă ne referim numai la Moscova. Dar lucrurile, așa cum spui și tu, stau puțin altfel dacă te uiți mai atent. Săptămâna trecută s-au derulat o serie de discuții, de negocieri la Bruxelles, la Amsterdam, la Luxemburg, în Elveția. Întâlniri non-formale, întâlniri nu între liderii mari de opinie, ci între specialiști, pe diferite teme de interes major, aș spune eu, pentru viitorul secol și care converg spre o reașezare, spre o reîmpărțire a puterii în lumea configurării spațiilor de interes. Discuții unde România nu numai că nu a participat, dar nu participă nici măcar mental și afectiv la ce s-a întâmplat acolo. S-a discutat, de exemplu, despre demografie în Europa și s-au luat în considerare nu doar elementele demografice clasice, adică număr de nașteri la 1000 de locuitori și decese la 1000 de locuitori. Au discutat despre influența PIB-ului asupra IQ-ului în anumite spații geografice. S-a discutat despre numărul de locuitori și IQ și PIB și așa mai departe. Toate aceste elemente fiind puse într-o unică ecuație majoră în vederea stabilirii unor linii directoare într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat.
Și se vorbea, de exemplu, despre împărțirea viitoare a bugetelor Uniunii Europene. Adică ar putea cineva să vină și să spună de ce trebuie să dăm acolo niște bani când ăia sunt cu căpșorul atâta și mai stă și mintea lejer în el și așa mai departe. România n-a participat la astfel de discuții. Nu numai că n-a participat, societatea românească, nici societatea civilă, nici presa, nici societatea academică, nu vorbesc de societatea politicieni pentru că n-are sens, nu au generat dezbateri publice vis-a-vis de aceste probleme esențiale, spun eu, pentru viitorul secol. Crezi că noi fiind prinși în scandalurile astea de zi cu zi, am ignorat accidental acest tip de discurs sau pur și simplu nu facem parte din jocul ăsta? Cred că și, dacă s-ar putea spune așa, dar ignoranța asta este legată, cred, și de neînțelegerea unor fenomene globale sau cel puțin regionale, europene. Pentru că clasa noastră politică, în general, dacă vine vorba despre Europa, reacționează doar în perioadele de alegeri europene, europarlamentare, care sunt relativ rare, nu? Se întâmplă relativ rar. Și atunci, retorica și discursul politicienilor este axat pe elemente naționale, pe lucruri care nu țin neapărat de gândirea europeană. Eu cred că noi, deși uite că facem parte de o vreme din Uniunea Europeană, cred că noi n-am învățat încă să gândim europenește. Noi n-am învățat să gândim cumva, nu știu, în consonanță și cu interesele celorlalte țări. Sigur că ne doare mai mult de problemele noastre. Mă doare pe mine mai mult că am un salar mai mic decât neamțul sau care... Da, până la urmă ar trebui să învățăm să gândim puțin mai altfel, pentru că tot mai multe lucruri vor fi în consonanță. Dacă această Uniune Europeană va merge înainte și se va dezvolta și se va menține, pornim de la premiza asta, va trebui să gândim, spuneam, în mult mai mare consonanță cu problemele europene, așa cum îi sfătuiește și, uite, de exemplu, îi sfătuia europarlamentarul Traian Ungureanu, nu, de la Bruxelles, și chiar purtam o discuție în timpul vizitei noastre la Bruxelles, ultime vizite, chiar purtam o discuție pe tema asta și spuneam că mulți colegi de-ai lui nu înțeleg, aduc în Parlamentul European problemele de Parlament Național și nu numai, problemele politice minore, discuții, tot felul de certuri, de sfărării, de... Ori oamenii aia pe care nu îi idealizez pe parlamentarii europeni, pentru că și ei sunt trimiși țărilor lor, au și interesele lor, dar totuși majoritatea lor gândesc puțin altfel și le spunea la toți, domnilor, veniți aici, gândiți măcar voi europenește, sigur că trebuie să vă reprezentați țările, sigur că Parlamentul European este un cumul de reprezentanți... De interese naționale, până la urmă. Naționale, până la urmă, dar totuși această entitate, și nu numai, și Comisia Europeană și Consiliul European, aceste entități toate sunt gândite ca să gestioneze un spațiu comun, până la urmă, atât cât poate fi el de comun acum, în acest nivel. Ok, sunt de acord nivel. Că politicienii nu pot și, intelectual să gândească mai departe. De ce nu o face Academia? De ce nu o face presa? De ce nu o face societatea ciudat, civilă? Pentru că nu putem să dăm doar în politicieni în permanență. Noi, în ultima vreme, noi, ziariști, în ultimii ani, am tot dat în ei foarte tare și dăm în continuare și arătăm cu degetul și clasa politică și poate că avem dreptate. Dar mai există, așa cum spui, și un mediu academic inert. Există o societate civilă care nu există, dacă îmi permiți jocul ăsta de cuvinte. Absolut. Adică sunt lucruri care trebuie explicate și atunci cred eu că nici nu s-a înțeles foarte bine noi, în afară de faptul că trebuie să accesăm niște proiecte europene și alea nu prea știm noi cum merg mecanismele și nu prea știm ce să facem, deși, sigur, unele entități, unele instituții au învățat și accesează, chiar persoane private sau firme private accesează proiecte, dar cred că comunicarea noastră cu Europa nu e suficientă. Adică toată lumea a marșat și inclusiv în primul rând politicienii pe accesarea de fonduri, consumarea banilor europeni. Da, e foarte bine, facem drumuri, iată, ne schimbăm infrastructura de, nu știu, de canalizare, de sigur, alimentare cu apă, stație de epurare, ceea ce probabil că, cer scuze, cu bani locali sau chiar cu bani guvernamentali n-am făcut într-o sută de ani. E clar că din punctul ăsta de vedere e bine, dar marile probleme de care vorbești tu, viziunea, ce facem cu Uniunea Europeană, ce facem în acest context complicat mondial, stau departe de noi.
Cred că ține de noi să ne impunem acolo un punct de vedere și să fim, să fim luați în seamă. Nu e de ajuns să ne trimitem acolo niște europarlamentari să, așa cum spuneam, să încercăm să scriem proiecte și să accesăm bani. Cred că și noi, și nouă ni se datorează, poate că suntem văzuți așa într-un fel de second, așa, pe o mai avem, second în Uniunea Europeană. Se mai întâmplă un lucru extraordinar pe care noi nu-l luăm în considerare și nu-l dezbatem. Se referă la acele declarații ale Papei vis-a-vis de o unire a bisericii creștine. O singură biserică creștină. Iată, anul viitor se va lua în discuție unificarea datei Paștelui. Într-o perioadă imediat următoare, cele 14 biserici autocefale ortodoxe vor discuta, mai precis anul viitor, la întâlnirea de anul viitor, vor discuta unificarea într-o singură biserică ortodoxă și ulterior unificarea probabil cu biserica catolică. Sunt lucruri de importanță istorică, epocale, sigur, milenare, aș putea spune. Milenare, pentru că în sânul bisericii nu s-au mai întâmplat de mult asemenea lucruri, de la Marea Schismă, nu? Exact. Sunt lucruri importante. Lucruri care ar putea polariza, eu știu, dincolo de faptul că secolul 21 este un secol al cunoașterii și al tehnologiei, el pare că nu se poate coagula sau societatea creștină nu se poate coagula decât tot sub semnul bisericii. Sunt bisericii și mie mi se pare, nu sunt subiectiv la ce privește afirmația asta, mi se pare că parcă mai multă inflexibilitate este din partea bisericii ortodoxe decât, iată, mesajul a venit din partea bisericii catolice. Bun, sigur va fi destul de greu. Biserica ortodoxă pregătește terenul. Pregătește terenul și ea, da. Nu, sau cel puțin până acum mi s-a părut că exista oarecare inflexibilitate în această reunire cu, să zicem, na, biserica catolică. Schismatică și, până la urmă, da? Sigur. Bun, nu va fi ușor de armonizat aceste, pentru că sunt niște doctrine sau sunt niște locuri acolo, niște zone aparent ireconciliabile, doctrinar vorbind din punct de vedere bisericesc și religios. Dar până la urmă, oamenii bisericii probabil că vor ști să armonizeze aceste lucruri. Ea vine, cred că și pe fondul acesta al, iată, creștinismul, cel puțin și declarativ, dar nu numai declarativ, suferă din păcate lovituri după lovituri și ne referim la, iată, acele manifestări sângeroase, nu? Acele crime din spațiul Orientului Mijlociu, nu? Din spațiul islamic, de fapt. Da. Care, cel puțin declarativ, sunt puse, au îmbrăcat o formă religioasă și se manifestă ca un fel de război împotriva creștinilor. Sigur, el nu este încă unul generalizat, nu e vorba până la urmă de un, nu avem încă un război, un mare război religios, dar s-ar putea să ne pască și acest pericol și atunci o uniune, până la urmă, o reunificare a bisericii s-ar putea să vină în folosul creștinătății. În folosul creștinătății. Iată creștinătatea care e pentru... E interesant că acest lucru se întâmplă în paralel, practic, cu remodelarea structurilor de putere la nivel mondial, la nivel european, în primul rând, și de reașezarea spațiilor de influență. E foarte interesant această, să spunem, armonizare a ideilor din sânul bisericii, sigur, și din sânul... E interesant, mă gândesc acum la o poveste foarte frumoasă pe care mi-a relatat-o cineva. Ea este nu este în Coran, dar este în... se pare că este în cărțile religioase islamice, ale islamului. Foarte mulți islamiști spun că iubesc creștinii, nu iubesc pe evrei, evident, acolo e ireconciabilitatea, da. Zic, dar pe creștini, bine, când spun despre asta, nu mă refer la, statul islamic cred că este o excepție și este ca un cancer care a scăpat de sub control, este o bubă, exact. Cred că n-ar trebui să generalizăm foarte tare lucruri, dar este o poveste foarte frumoasă acolo care spune că... profetul Mohamed, când s-a urcat la cer, s-a întâlnit cu Iisus și i-a spus că sunt, ce ne facem că islamul are foarte multe rugăciuni, avea un număr de câteva zeci, cred, de rugăciuni pe zi. Și atunci Iisus i-a spus,
mergi la Dumnezeu, mergi la Dumnezeu și încearcă să obții mai puține, pentru că vă va fi foarte greu, voi nu veți mai putea face nimic, va trebui doar să vă rugați toată ziua și nu mai evoluați. Și atunci Mohamed zice, s-a dus la Dumnezeu, Dumnezeu i-a mai scăzut din rugăciuni, a venit, s-a întâlnit din nou cu Iisus. Iisus a zis, toți sunt prea multe, mergi și mai cereți, mai taie din ele, da. Nu? Și într-un final, sigur, musulmanii au rămas Iisus a fost evreu, adică până la urmă... Au rămas cu această, spun, mă rog, unii dintre ei din zona aceea, au rămas cu această, cumva, așa, afecțiune pentru creștini, că iată, datorită lor, am scăpat totuși cu mai puține rugăciuni decât... E o poveste frumoasă care spune ei că se află în cărțile lor religioase și nu de fapt, Orientul Mijlociu este un spațiu acolo unde religiile cărții, creștinismul, iudaismul și islamismul au trăit împreună în bune relații sute de ani. Este la fel de adevărat că există dispute ireconciliabile între ei și pornind de la afirmația simplă, și dar profundă și radicală totodată, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, ei bine, musulmanii sunt de părere că Iisus este doar un profet, la fel ca și Avram, la fel ca și Mahomed. Da. Și doar atât, nefiind Fiul lui Dumnezeu. De aici pornește această dispută care, iată, sectarismul islamic l-a exacerbat până la forme pe care le vedem astăzi în statul islamic, da, și în mentalul public, în mentalul public se vede foarte clar o agresiune anticreștină. Adică chiar dacă ea este exercitată de o parte, așa cum spuneam, de o anomalie, să zicem cumva, a acestei... Sigur, ea vine pe un fond economic, un fond economic care a destabilizat practic acel spațiu. După primul război mondial, statele din Orientul Mijlociu au fost trasate cu rigla în funcție de interesele țărilor creștine, da? A Franței, a Marii Britanii. Să ne aducem aminte doar de Irak și de afirmația unui parlamentar britanic care spunea această anomalie în care Churchill a pus la un loc două puțuri de petrol, Mosul și Basra. Practic sunt populații total opuse și antagonice în acel spațiu care viețuiesc vrând nevrând sub acest drapel al Irakului. Da, nu, însă, noi le vedem, noi vedem sigur, un Irak și gata. Ne ținem cont că acolo sunt de componența etnică a statului respectiv. Cum așa cum a fost și în fosta Iugoslavie, păstrând proporțiile. Exact. Populații puse la... Sigur. Puse la un loc în aceeași, total diferite ca și religie, ca și concepții, ca și istorie. Ne îndreptăm spre ce? Din punctul de vedere al tipului de conflict am stabilit. Avem parte de un război hibrid. Acest război hibrid se va extinde sau va lua o pauză în momentul de față? Cum simți? Și din pulsul, eu când vorbesc de spațiile ucrainean și moldovean, mă gândesc întotdeauna la unda de șoc din spațiul public românesc. Pentru că multe din acțiunile politice, economice și militare care au loc la est de România au o repercursiune la 2, 3, 4 zile, unda de șoc vine și la noi și o simți în presă, în declarațiile politice, în manifestările politice și așa mai departe. Este, nu știu, greu sau ușor de anticipat, aproape că nici nu mă pot hotărâ. Faptul că americanii se pare că vor aduce și tehnică grea în România, tancuri și așa mai departe, după cum se spune, se vehiculează, deci cât în ceea ce privește soldații, spuneau că ei sunt într-un proces rotațional normal. Evident. Și că nu vor staționa mulți militari americani pe teritoriul nostru, dar totuși aceste lucruri manifestă încordare de ambele părți. Dar, pe de altă parte, cred că nici Rusia nu este interesată de un conflict deschis. Putin a și spus-o de mai multe ori că ar trebui să fie nebun cineva care absolut să creadă că Rusia va ataca NATO. Dar probabil că Rusia va continua cu acest război fără însemne, așa cum spuneai tu, cu acești
omuleț vers care, cred că în viitorul apropiat nu va hotărâ să anexeze niciun alt teritoriu. Cred că aici, din acest punct de vedere, se va lua o pauză cumva. Dar, pe de altă parte, în ceea ce privește undele de șoc de la noi, dar și unde de șoc interne, iată scandalurile celebre de corupție răsunătoare, vor face ca România să mai aibă parte și de acest război hibrid, care nu vine neapărat din partea Rusiei sau din alte părți. Apropo, o mică paranteză vis-a-vis de Rusia, știi că există o mișcare secesionistă în Texas, există o organizație sigur care da. Vor să desprindă Texasul și care rușii au spus că americanii au luat de la Mexic Texasul. Americanii spun invers că Texasul era de 10 ani independent când și-a cerut alipirea la... Și iată, administrația Putin încurajează foarte tare această organizație. Am citit că i-au primit cu onoruri, încurajează cumva... încearcă să răspundă cumva cu aceeași monedă, eu știu, pretinsului asalt american, cel puțin la nivel politic și la nivel de mass media, încurajând, așa cum spuneam, o posibilă secesiune a Texasului, greu de crezut că se va produce în viitorul apropiat sau chiar mediu sau îndepărtat. Însă avem și scandalurile noastre interne, că de asta suntem într-o situație și într-o perioadă destul de complicată și dificilă. Iată, nu vorbim de acest răsunător caz de corupție de la București, de la sectorul 1, nu? Unde se vehiculează o sumă pe care... Primăria sectorului 1, doamnelor și domnilor, am spus-o marți la radio toată dimineața, cifra dimineții a fost 670 de milioane de euro șpagă la primăria sectorului 1. Deci, dacă asta era formată din procente de 10%, înseamnă că în România se vehiculează sume foarte mari și uriașe. Avem bugete mari și avem bani mulți. Îți dai seama că au fost oameni care au activat în industria petrolului în România, în industria energiei, în industria mineritului și n-au reușit să aibă averi de 670 de milioane de euro. Și soacra împrumută, își împrumută, deci mama își împrumută fica, da, cu un document de mână cu 670 de milioane de euro, adică bani cash. Dat bani la chizi. Notar pe propria răspundere și mă întreb, este a verificat incredibil. Cineva din, cine poate să aibă o asemenea avere, 670 de milioane de euro în România, ca să poată dona cuiva? Adică mătușa Tamara nu... Mătușa Tamara era pistol copil, cu apă, deci nu mai nu? Vorbim pe de lângă, mătușa Tamara. Da, iată niște lucruri aiuritoare. Pionieră. Da, pe care nu știu, sunt greu de greu comprehensibil, adică nici nu știi să scrii suma asta, nici nu știi să numeri atâția bani. Și așa cum spuneai, este vorba numai de șpagă, nu este vorba de bugetul apărării sau de bugetul nu știu cărei... E cât bugetul unui stat mai mic, probabil, exact. Această sumă, bugetul anual deci unei iată, țărișoare mai mici. Țărișoara Chiliman, cum și-a făcut buget în 25 de ani. O țărișoară Chiliman, mică, la sectorul 1, așa, mai, un pic mai mică decât Vaticanul. Gospodărește, așa. Gospodărește. Însă, problema este alta și aș vrea să... și încheiem emisiunea cu această problemă, pentru că tot manualul despre care vorbeam, făceam referire la începutul emisiunii, spune că, din punct de vedere politic, manipularea clasei politice sau chiar conducerea acesteia se realizează deja în România pentru realizarea impresiei de scandal, incapacitate și dușmănie. Și din punct de vedere mediatic, crearea în permanență așa ziselor scandaluri de presă, în care mass media se lasă antrenată cu dezinvoltură în scopul distragerii opiniei publice de la adevăratele probleme ale națiunii. Am vorbit despre problemele pe care eu cred că sunt importante, sau despre care eu cred că este important să vorbim, această reașezare geopolitică și absența României de la aceste discuții. În ceea ce privește clasa politică, aici am o mare problemă, pentru că justiția în momentul de față funcționează, pare că funcționează independent total de celelalte puteri ale statului și așa este normal să procedeze. Însă, într-un astfel de ritm și cu o astfel de justiție, într-un an de zile rămânem fără clasă politică. Pentru că dacă ai observat
sunt ridicați oameni și de la putere și din opoziție. Liderii PNL care se pregăteau să ia puterea odată cu moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ponta au primit o grea lovitură, au fost date publicității niște stenograme care vorbesc despre implicarea copreședinților PNL în diferite afaceri. Deci iată că nu mai e, practic, nu mai e cine să ia puterea în România în momentul de față. Se decapitează, practic, da, clasa politică românească, pentru că, așa cum spui, și dintr-o parte și din alta se întâmplă aceste lucruri. Ceea ce mi se pare așa oarecum îngrijorător este faptul că acești lideri nici nu au permis, nici n-au lăsat să crească lângă ei, sau dacă au crescut tineri, i-au crescut după chipul și asemănarea lor. Corect. Nu au avut deschiderea și, nu știu, bărbăția de stat, să zic așa, să lase după ei niște oameni, niște lideri importanți tineri, necontaminați de ideile strâmbe și defecte pe care mulți dintre ei le au. Și am putea asista la efectiv la o fractură. Tinerii sunt neexperimentați, este greu să preia acum, să zicem, treburile țării. Probabil că va apărea din nou o structură din aceasta, de o clasă de oportuniști, fără experiență, dar... Pe iar o luăm de la început, ca acum 25 de ani. Libidinoșenii, să zic așa. Și s-ar putea să trebuiască să o luăm de la început, dar până la urmă, cred că e bine să avem o curățire de acest gen. Cu siguranță. Sigur, nu ne-am fi dorit-o așa, în felul ăsta, adică nu ne-am fi dorit să se umple pușcările cu politicieni, ne-am fi dorit să avem o clasă politică onestă, nu? Dedicată țării, oamenilor. Dacă am închide în aer liber, n-ar fi mai comod pentru toată lumea. Da, sigur. Zic și eu. Toată lumea spune să le luăm bani în primul rând și să-i lăsăm să trăiască din salariile românilor, minime pe economie sau, eu știu, ceva de acest gen. Nu știu, mi se pare că s-a și demonizat foarte tare clasa politică. Mi-e greu să cred că acolo mai există în prezent oameni onești, într-adevăr, pentru că, nu știu, nu mai văd să fie așa ceva, dar eu cred foarte tare în tineri și eu cred că vor urma și tineri care, până la urmă, vor învăța să facă o altfel de politică. Ții minte că noi vorbeam la niște emisiuni pe care o realizai tu la televiziune, vorbeam despre o altfel de politică, politica pe internet, politică cu consultări pe internet, cu... poate că și în spațiul acesta virtual se va construi o politică de calitate, dublată sigur de politica reală, de politica normală, dar tineri care vin din urmă și care să construiască o altfel de clasă politică, dar dacă se va întâmpla ca în acești ani în care, spuneam, au venit și doar i-au imitat pe predecesorii lor. Destul de greu, pentru că patul viitoarei plantații de tineri politicieni se realizează acum și, cum spuneam, din păcate România este decuplată de la istorie. Ea va face o istorie care îi va veni în plic pe masă. O istorie care probabil nu îi aparține și nu o va reprezenta nici de cum în viitorul secol. Să sperăm că rămășițele ghilimele politice de astăzi vor fertiliza acest pat de care spui tu și se vor întoarce și vor crește oameni politici mai puternici. Aici și mai e optimismul. Unești. Vroiam să spun că încheiem emisiunea foarte pesimist, dar asta mi-a plăcut, cu rămășițele care fertilizează patul. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră și dumneavoastră, domnilor și domnilor, pentru că ne-ați fost alături și de data aceasta, pe joia viitoare.